Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Sunt gazda dumneavoastră, Sorin Luca. și Astăzi, alături de noi, este Cristian Presura, fizician și vom uh, vorbi despre, sau pe marginea, unei cărți pe care o aducem, o supunem în atenția dumneavoastră în cadrul acestei lansări de carte, eveniment cultural. Este vorba despre Bucuria lui X, o incursiune în lumea matematicii de la 1 la infinit, de carte scrisă de Steven Strogatz, publicată în colecția Matesis, colecția de știință a editurii Herat. Cel mai mulți dintre noi studiem matematica la școală, bineînțeles. Unii o plac, alții o plac poate mai puțin. Și uităm în curând cea mai mare parte din ceea ce am învățat, cum de altfel este și firez memoria, fiind într-o oarecare măsură selectivă. Cu informația. Dar matematica joacă un rol neîncetat în viața noastră, indiferent dacă o știm sau nu. În bucuria lui X, Steven Strogatz își extinde seria de articole de succes din uh, ziarul uh, New York Times pentru a explica ideile importante ale, ale matematicii cu răbdare și foarte multă concizie, cu multă uh, claritate, cu inteligență, cu perspicacitate și cu ilustrații, putem spune, foarte sugestive. Iată așadar o carte importantă pe care o aducem înaintea dumneavoastră, o carte pe care o găsiți în colecția Matesis a editurii Herald, Bucuria lui X, o incursiune în lumea matematicii de la 1 la uh, infinit. Așadar, Cristian Presura, o carte uh, poate atât pentru cei pasionați de matematică, de studiul matematicii. Cât și o carte pentru cei care își doresc să înțeleagă mai bine tainele matematicii. Pentru că întotdeauna am fost convins, și aici uh, poți să confirm sau poți să infirm, să spunem ipoteza mea, faptul că este foarte important dascălul pe care noi îl avem în, în școală. Atunci când, atunci când noi suntem în prim impact sau uh, dăm nas prima dată cu ceea ce înseamnă aritmetica în ciclul primar și apoi matematica. E foarte important felul în care profesorul de matematică, pedagogul, cum spuneam, dascălul ne învață matematica. Felul în care el ne povestește. Cred că de fapt fiecare disciplină trebuie să fie îmbrăcată ca un soi de poveste. Mai ales pentru un copil care, care, care e mai receptiv la povești. Cum înțelegem noi matematica? Bineînțeles că în momentul în care vine un profesor, asta este lecția și predă, să spunem, într-un mod mai arid, da? noi s-ar putea să nu înțelegem și, din păcate, să, să dezvoltăm în timp un soi de repulsie față de acea disciplină. Dar iată, felul în care ne este explicată matematica și, în general, legile matematicii, ne face, la un moment dat, să o iubim și să ne îndrăgostim de ea. Da. Bună, Sorin. Cartea asta, chiar asta face. Ai spus foarte bine ce ar trebui să facă toți profesorii, și ar trebui să facă toate cărțile. Dar cartea asta chiar face treaba asta. Mi-a plăcut foarte mult. Este o combinație, a spune. Este atât pentru elevi, cât și pentru foștii elevi. Este o carte pe care o pot citi cei care descoperă matematica la școală, dar și cei care au descoperit-o odată când erau elevi și după aceea s-au angajat și au devenit contabili foarte importanți și după aia își aduc aminte de bucuria pe care au avut-o atunci când au descoperit matematica. Pentru că, așa cum povestește foarte frumos autorul, cheia matematicii stă în frumusețea ei. Matematica a devenit astăzi pentru mulți o unealtă. Pentru contabilul de care vorbeam acum înainte, matematica este o unealtă. Contabilul folosește tabelele, adună numerele, nu se mai gândește la frumusețea lucrurilor. Pe când, spune el, să luăm de exemplu înmulțirea, 3 ori 7. De ce 3 ori 7 este egal cu 7 ori 3? Contabilul, de ce ar fi 3 ori 7? E o întrebare elementară. E o întrebare elementară pe care dacă tu o răspunzi acum și o răspunzi în carte, de exemplu, de exemplu, geometriei, pentru că poți să alegi să faci trei coloane de către șapte uh, puncte sau poți să faci șapte coloane de către trei puncte. Și o reprezentare geometrică este prima reprezentare geometrică rodită. Ai de fapt un dreptunghi, da? Șapte coloane de câte trei ai un dreptunghi, sau trei de câte șapte ai un dreptunghi, și, de fapt, cele două dreptunghiuri sunt egale, normal că este același dreptunghi rotit. Și uh, îmi place că da aceste exemple foarte clar, ca să ne readucă înapoi la frumusețea matematicii. Și asta este cheia. Pentru că, așa cum am spus, cu matematica se întâmplă același lucru cum se întâmplă cu telefonul mobil, de exemplu. Folosim de toată ziua un telefon mobil. Și uităm câte frumuseți sunt înăuntru, că telefonul ăsta mobil are o antenă, care principii matematice, că folosește legea ale matematicii, legea ale fizicii să funcționeze și așa. Noi am uitat de toate frumusețile astea și suntem ocupați cu telefonul. La fel și cu matematica, o folosim prea des și nu numai vorbesc aici numai de contabil, vorbesc și de fizicieni și de toți oamenii obișnuiți, încât i-am uitat frumusețea. Și e foarte bine că el o face în același timp, atât pentru cei care au fost elevi și au uitat-o, dar și pentru elevi, că e o carte și pentru elevi, adică și un elev o citește și completează ceea ce învață la școală și spune, a, nu mai puțin, deci vă să zic că așa este cu adunarea. Dar cum este cu mulțimea? Dacă cum este cu împărțirea, care sunt secretele? Care sunt secretele numerelor prime? De ce sunt ele frumoase? Unde sunt frumusețile? Și le regăsește aici. Cred că am putea să extindem exemplele pe care tu le-ai folosit, atât de plastic și de frumos, aproape la orice produs care ne ajută în viața de zi cu zi. Nu știu, hai să ne gândim poate începând de la electricitate și continuând cu tot felul de aparate electronice și electrocasnice pe care noi le folosim în viața de zi cu zi, dar bineînțeles că niciodată ni se pare așa un dat, noi niciodată nu ne întrebăm, stai puțin, bun, folosesc aspiratorul, folosesc friciderul, folosesc întrerupătorul de la bec, folosesc orice altceva, cuptorul cu microunde, dar niciodată nu mă gândesc, care sunt, de fapt, principiile care stau în spatele funcționării acestor uh, uh, produse? De ce, de ce funcționează, domnule, aspirator? De ce se învârte motorul ăla? A, păi nu mai puțin că este un curent electric care vine de la priză. Bun, și de la priză de unde vine? A, păi vine de la liniile electrice de afară. Bun, și de acolo de unde? Vine? A, păi se duce la o hidrocentrală. Și ce se întâmplă, domnule, în hidrocentrală aia? A, păi este o apă care cade, care învârte un rotor. Și rotorul ora pune electronii în mișcare și ei vin prin fir la motorul meu și motorul meu funcționează și eu pot să, pot să folosesc aspiratorul. Dar uităm lucrurile astea. O carte, cum spuneam la începutul materialului, la începutul interviului nostru, o carte deopotrivă și ai confirmat și tu pe parcursul discuției noastre, o carte, să spunem, atât pentru elevi. Mai ales faptul că are și un titlu foarte, spun eu, foarte jovial și sugestiv, Bucuria lui X, da? Deci, cumva ne atrage titlul și să, să încercăm, de fapt, să descoperim care sunt tainele uh, matematici. Și o carte care ar putea să o citească un elev, poate de școala gimnazială sau un. Uh, sau un profesor! Un, licean, poate. un un Da, exact, un student sau S chiar un profesor. să găsească exemple. Uh, chiar vreau să te întreb. Ce ți-a plăcut la această carte și de ce ai recomanda-o? Mi-a plăcut pentru că merge către limitele gândirii. Deci dacă la început te uimește cu aceste exemple simple, la care tu nu te mai gândești, că tu ești un om adult și tu spui, eu știu matematica, știu ce sunt alea ecuații. De ce trebuie să mai înțeleg eu necesitatea unei ecuații? Și el te întoarce la istoria arabilor, când arabii și-au pus problema ecuațiilor pentru că aveau niște probleme practice, da? sau se întoarce la ecuația de gradul 2. Cum au rezolvat pentru prima dată ecuația de gradul 2? Uite, cu ajutorul geometriei. Te uimește în prima parte. Îți arată, de exemplu, cât de importantă a fost geometria pentru algebră. Astăzi, noi separăm geometria de algebră. Spunem, a, ah, păi nu, n-au de-a face una cu alta, lasă-mă ca să fac ecuațiile. Nu, nu, la început, au pornit din geometrie, matematica a pornit din geometrie și asta se vede, a lăsat urme. Deci vă să zic că dacă în prima parte te uimește cu niște lucruri pe care tu le iei de-a gata, dar nu mai stai să te mai gândești, în a doua parte, unde merge către frontiere, spune, dar mai puțin, putem să înțelegem infiniturile, putem să facem diferența dintre infinitul, dintre cardinalul numerelor naturale și cardinalul numerelor reale, în cap, așa cum dă el exemplu cu hotelul, hotelul lui Hilbert, în cap toate numele reale în hotelul lui Hilbert, care are camere care sunt numărabile. Da? Deci ai camera 1, 2, 3, până la infinit, spune Hilbert. Nu e niciun fel de problemă. Dar poți să pui acolo toate numerele reale? Adică o să pui și numărul pi și numărul 3 pe 7 și numărul 2? Și spune nu. Uite că nu se poate și ți arată de ce. Și este, te duce către frontierele gândirii, către limitele gândirii. Asta Asta, asta, și asta m-a atras pe mine. Trebuie să spun că m-a atras și lucrul ăsta, poate și chestia de cercetător, dar cred că îl atrage pe orice om să-și să testeze limite proprie, limitele proprii gândiri. Strogați este profesorul de matematică pe care ți-ai fi dorit să-l fi avut dintotdeauna, indiferent dacă știi cum se calculează o integrală sau dacă nu ești sigur ce este aceasta. Vei găsi cel puțin un lucru profund înțelept și te vei delecta din plin de această carte adresată spiritelor inteligente și sprințare. Uh, scrie pe coperta 4 a uh, cărții Bucuria lui X, o incursiune în lumea matematicii de la 1 la infinit. Și mi-a plăcut foarte mult exemplul pe care l-ai dat-o puțin mai devreme, uh, având uh, un. Uh, fiu care este în clasa a șaptea și, bineînțeles, pregătindu-se pentru primul examen mai important din viața lui, face și meditații, cum fac majoritatea copiilor. Și, într-adevăr, probabil că se pune un accent mai mare pe algebră, mai mult pe algebră decât pe geometrie, iată. Da, pentru că mai târziu în liceu algebra devine o unealtă foarte, foarte utilă, foarte facilă, se transformă în analiză matematică și instrumentul ăsta este, este atât de eficient încât îl folosești ca pe o mașină. Ai văzut când îți merge mașina? Măi, îți merge bine de tot, te duci exact unde trebuie, dai cu volanul la stânga, te-a dus este atât de eficientă încât nu mai ești capă vremuri, cum era cu Dacia, capă vremuri, că se mai strica ceva, trebuia să mai știi pe la buji ce se mai întâmplă, trebuia să-ți mai între vecinul. Nu, mașinile de astăzi sunt foarte eficiente. Ei, la fel se întâmplă și cu omul. Algebra, analiza matematică devine atât de eficientă încât nu te mai întorci la rădăcinile ei. Și asta se întâmplă probabil și cu, cu băiatul tău. Cum se întâmplă cu cei mai mulți dintre elevi. Dragii noștri, o discuție extrem de interesantă despre, am putea spune chiar, tainele matematicii. Am discutat astăzi despre cartea Bucuria lui X, o incursiune în lumea matematicii de la 1 la infinit, carte scrisă de Steven Strogatz, publicată în colecția de știință, în colecția Matesis a editurii Herald, carte pe care vă o recomandăm cu mult drag. A fost alături de noi Cristian Presura, fizician, căruia îi mulțumim din suflet pentru uh, informațiile pe care ni le-am părtășit cu, cu bucurie, cu căldură, cu entuziasm despre ceea ce înseamnă dragostea față de uh, matematică. Drag, dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Până atunci aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!